eventual ne putem să ne uităm puțin și din lateral, din unghi, și să modificăm puțin. Ops. Să modificăm puțin și grosimea pietrei noastre. Ok. Dacă ținem click pe săgeata, click stânga pe săgeata dorită, ne va apărea acel cerc și folosind rotița, clickul apăsat în continuare, vom redimensiona acea unealtă. Se poate observa că am creat trei denivelări, să zic așa, în piatra noastră. Facem apoi lateral, vedere de lateral. Ups, trebuie să facem asta. Hai să redimensionăm sau să rotim piatra și să o redimensionăm, astfel încât să încapă undeva aici și apoi să ne jucăm și cu asta. Cam așa se poate crea o piatră sau un obiect care ar trebui să arate cât mai natural posibil. În cazul ăsta, piatra să arată orice altceva în afară de natural. Okay. Poate și mai bine, zic eu. Dacă aș modifica și unghiul ăsta. Bine, zic. Arată decent. Arată suficient de bine astfel încât să nu-mi pese să o modific mai mult. Și trebuie să o modific și pe acesta pentru că se vede modelul. Da. De ce este important să avem pietre cât mai diversificate, modele de pietre cât mai diversificate? Presupun că ați jucat și voi diverse jocuri gen Counter sau nu prea știu, nu prea am eu în momentul acesta niciun exemplu de joc în care să se vadă modelul de teren sau modelul de perete făcut și se observă cum a fost lucrat, se observă faptul că artiștii modelatorii nu și-au dat interesul foarte mult în crearea acelei hărți, lucru care este de-a dreptul deranjant pentru un gamer, să știe că firma care a creat jocul pentru acei gameri, pentru noi în general, că și eu sunt unul dintre gameri, nu și-a dat deloc interesul să creeze o hartă cât mai interesantă și cât mai realistă. N-ai să vezi niciodată în realitate, cel puțin, sau dacă ai să vezi, vor fi foarte rare cazurile în care ai să vezi un model care se repete iar și iar și iar pe o hartă întreagă. E bune. Eu cel puțin cât am călătorit de-a lungul timpului, n-am văzut. Trebuie să las vorba și să fiu mai atent puțin. Revenim, eu cel puțin cât am călătorit de-a lungul timpului n-am văzut așa ceva și mă și îndoiesc că există, ca să fiu sincer. Dar, eu știu, poate există și nu știu eu. Să ne orientăm puțin pe textul acesta. Bun. Mai poate și pe asta puțin și pe asta. Și pe asta și pe
Bun. Hai și peste. Da. Nu știu, în momentul în care se observă acel model într-o hartă sau într-o scenă oarecare, nu neapărat într-o hartă a unui joc, dar într-o scenă, într-un film sau ceva, apare monotonia și scena respectivă sau harta respectivă brusc devine plictisitoare și nu mai are niciun farme. Motiv pentru care nu vrem să se vadă modelele în lucrarea noastră. Drept urmare, pietrele trebuie să fie cât mai realiste sau cât mai diversificate, nu neapărat realiste. Bun, ce-a fost greu a trecut, am făcut abia un sfert. Mai luăm o piatră, o mai mutăm aici, o mai rotim puțin, o mai redimensionăm, la fel. Mai puțin pe axa X. Hai să mai cam puțin în lateral, să asigurăm că toate sunt la locul lor și toate sunt la locul lor. Ok, mutăm de lateral, din nou, ori o mai arată puțin, eu zic că undeva pe acolo ar trebui să fie perfect, și hai să o redimensionăm acum. Ops, hai să micșorăm acest banc aici, fereastră. Read about your life in your local papers. Realize the end of us getting near. Oh, eu zic că arată, nu spune bine și asta. Hai să îi oferim și un model de profunzime. Ok, se poate observa și denivelarea aici, în această zonă. La celelalte se observă destul de bine denivelarea și avem exact, puțin asta probabil. Avem exact un model care să se... Ups, poate fi puțin cam prea mult. Opa. E perfect așa, se poate observa. Bun. Hai să mai modificăm și aici. Poate că uneori este mai bine să exagerăm cu formele decât să avem acea monotonie despre care vorbeam puțin mai devreme. Încă n-am ajuns la jumătate. Dar uneori
putem să ne folosim de pietrele identice, pietrele. Să avem foarte mare grijă să fim în se poate observa că avem o pietră care se iște în afară acesta. Da. 3. Ups. Hai să ne uităm din lateral, să selectăm pietra. Pietra care este ieșită în lateral. Ne uităm la ea. Mergem în edit mod. Și să o ducem mai înapoi frumos. La locul ei. Pentru că undeva o problemă este, este clară chestia aceasta. Să vedem în față să vedem cum se vede curs. Mă, să treci mai bine. Eu zic că așa este perfect cum este acolo. Și la faptul că acolo și aici, cel puțin, tot este ieșită din fundație. Și eu zic că este destul de bine, hai să ne uităm puțin mai departe, cam... Nu știu, nu reușesc să-mi dau seama dacă încă mai este ieșită sau nu din fundație aici. Da, mai este foarte puțin ieșită. Motiv pentru care o vom da mai interior. Și acum este mai bine. Poate încă puțin aici. Și aici, hai totuși să să mișorez puțin, poate că e aici, acolo, aici, aici, și aici, și cam așa ar trebui să arate piatra asta, încep să înșelau eu să arate. Bun, acum hai să mai selectăm mai multe pietre. Shift plus D în pad 3 pe right orto, ne mutăm în lateral și să le schimbăm ordine. Asta o vreau aici, asta o vreau undeva aici, acum și rotită așa și mai jos. Asta o vreau aici, rotită la fel. Și redimensionată puțin, poate nu acolo, poate aici, asta, la fel, rotită, așa, acolo, sigur, o vreau aici, și să ne jucăm puțin cu piatra, cu piatra aceasta, cu modelul acesta. Ok, ups, aici, aici, ups, sau nu, no. Aici, frumos, arată bizar, arată ca o creatură ieșită din adâncă, nu știu ce. Da, și creatorii ăștia din adăcuri, presupun eu, au frumusețea lor. Oare asta vrei să fie imaginația mea mult prea bolnavă, ceea ce, de fapt, improbabil.